că Domnul s-a arătat la mai mult de 500 sau la 500 frați deodată. Doamne, nimeni nu poate fi manipulat amar de mulțime și să fără să apară, în vremea Domnului Iisus, să apară așa un fel de hologramă cu persoana Domnului Iisus. Te puteai duce, dacă cineva nu credea epistola, se putea duce, din care mulți erau în viață. Auzi, cum a fost? Auzi, se puteau scrie, ascultați-mă, dacă era falsă învierea Domnului, se puteau scrie, mai ales că aveau epistole, le spunea, Domnule, hai să testăm. Și se putea testa foarte simplu. Și știți, noi am avut un eveniment tragic într-o adunare în care am slujit, în care a fost un păcat extrem de scandalos și numai de la doi oameni am luat mărturie de vreo două ori și de fiecare dată persoanele astea, deci fiecare persoană în parte a dat mărturie contra lui când a fost întrebată de două ori la rând. Deci odată am întrebat-o ceva și a spus ceva și a doua oară a uitat ce a spus prima dată. Imaginați-vă și a spus persoana cealaltă. Despre ce, în comparație cu ce a spus propria persoană. Deci tu mă întrebi astăzi, spune-te rog, cum a fost ieri când ai făcut accident? Îți spun ceva și poi mâine îți spun altfel. Ui, ce am spus ieri. Nu, imaginează cât de credibil sunt eu. Cealaltă persoană care a fost împreună cu mine în mașină, să spunem, o întrebi și pe aia. Într-o zi spune ceva diferit de ce ți-am spus eu și a doua zi spune ceva diferit. Deci eu spus și el și eu. Nu, cât de credibil. Cu învierea Domnului nu a fost la fel. Au fost 500 de oameni pe care puteai să te duci să-i întrebi și să scrie o carte. Fals! Și-o spus aia în epistola 1 Corinteni despre învierea lui Iisus. Și să scrie al doilea care se duce să întrebe alte persoane. Fals! Nu există nicio mărturie istorică care să combată învierea Domnului Iisus Hristos. Pe verificate! Să se ducă, uite, am întrebat pe Cutărescu și el a dat o mărturie contrară cu ce a dat Petru. Nu există așa ceva! Dom'le, din sute de oameni care l-au văzut pe Domnul Iisus Hristos, dacă era ceva fals, găseai mărturii contrare, că găseai la doi oameni la un eveniment, cum v-am spus. Dar aminte la 500 de oameni. Creștinismul, când apărăm credința creștină, avem dovezi foarte clare a, martorilor oculari care au perceput evenimentele acestea prin simțurile fizice.